Direcția de Sănătate Publică a cerut peste 2700 de doze, dar la Buzău vor ajunge aproape 1000 și vor fi împărțite unităților sanitare și medicilor de familie. Vestea cea mai bună pe care o avem este că sosește vaccinul gripal. Am făcut toate demersurile pentru ca mâine acest vaccin să ajungă în depozitul DSP. E adevărat că mai puțin decât am solicitat noi, deci avem o repartiție de 975 de doze. Acestea se vor împărți între medicii care au solicitat o suplimentare, ne ținând cont și noi de suplimentarea lor, și la spitale pentru persoane care au rămas neprotejate și lucrează în secții de înalt risc. Din cauza numărului mic de doze, medicii de familie vor fi nevoiți să selecteze pacienții pentru noua etapă de imunizare destinată persoanelor cu risc major. Sperăm că lumea va înțelege că această ultimă distribuție de vaccin gripal se referă la persoane care sunt într-adevăr cu risc mare pentru complicații la gripă și că medicii vor fi nevoiți să selecționeze din lista de pacienți nu mai mult de 10 persoane. Pe de altă parte, gripa nu a mai evoluat îngrijorător la Buzău și nici nu a mai fost semnalat un absenteism ridicat în mediul școlar, așa cum a fost raportat în urmă cu 2 săptămâni. Din cei 60.940 de elevi înscriși, au fost prezenți 55.143 și doar 65 respinși pe criterii de infecții respiratorii acute. 704 figurau absenți din motive medicale cunoscute, iar restul absenteismului nu este cu motivație medicală. Numărul cazurilor de gripă înregistrate până acum în județul Buzău a ajuns la 125.